cu urări de bun venit pentru începutul de an școlar a venit și soția președintelui Klaus Iohannis. Carmen Iohannis le-a urat elevilor săi mult succes, totodată și-a exprimat și speranța că noile legi ale învățământului vor avea succes. Vă doresc tuturor elevilor, profesorilor, părinților un an cu mult succes și reușite. Ne dorim să avem răbdare unii cu alții, comunicare bună, perseverență și multă bucurie. Și cred că și legile învățământului, care în acest an vor fi implementate, ne vor aduce bucurie și sper să fie de bun augur. Bucuroși de revederea cu doamna dirigintă? Da, normal, da. Cum a fost vacanța? Cum ar trebui să fie? Relaxantă, frumoasă, tot ce trebuie. Și vă așteaptă un an greu sau cu doamna dirigintă nu e atât de greu? Mă gândesc că nu va fi deloc greu, mai ales cu suportul doamnei diriginte. Și din nou mă bucur că ne-am putut revedea așa frumos și cu zi așa însărită. Bucuroși de revederea cu doamna dirigintă? Da, da. Sunt orele cu doamna dirigintă? Distractive, adică învățăm într-un mod distractiv și asta e bine, ne ajută mult.